energia pe care partenerii de cuplu o duc ca să-și apere felul în care s-au apărat în copilărie, nu mai lasă loc de exact conectarea de care ei simt că au nevoie. Ceea ce mi se pare mie dificil la cei doi parteneri este faptul că li se pare că dacă stau și ascultă pe celălalt, e ca și cum le-ar da un accept, o validare a adevărului aceluia, care este diferit de ceea ce simte sau gândește el. Le vine dificil în a sta ca un martor prezent la ceea ce are celălalt de spus și a-i da sens, a valida și a îi spune, da, ești ok, ești în regulă. Generaliza aici, cred că în fiecare dintre noi există asta, că fii de acum, dacă stau să te ascult pe tine cu ce-mi spui, acum și trebuie să îți dau valoare de adevăr, trebuie să zic că sigur așa este, atunci cum rămâne cu mine? Da. Asta e gândul care ne stau în povestea ta.